ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția primarului 247 din 20 septembrie 2019. Sunt prezenți 13 consilieri locali din 15 în funcție, deci este în funcție condiția prezenței majorității consilierilor. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Vă rugăm de ședință să preia conducerea. Bună ziua, doamnă și domnul consilier, stimați colegi. Așa cum am spus doamna secretară, suntem convocați la ședința Consiliului Local din data de astăzi. În primul rând, avem, la ordine de zi, avem trei proiecte care sunt trecute în ordinea de zi. Mai avem două suplimentări, care vreau să dau ce trebuie să vă citesc. Hotărârea privind aprobarea dezmembrării terenului proprietate publică a orașului din Moldova, situat pe strada Arieșului, număr cadastral 62205, și înființării cărților funciare corespunzătoare. Și a doua hotărâre, hotărârea privind alocarea sumei de 4.000 de lei de la bugetul local al Unității Administrative Teritoriale orașului Moldova, al anului 2019, pentru a organiza sărbătoarea Zilei Internaționale a Vâsticului. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi, vă spun pentru aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Deci, spunem la vot procesul de bar din ședința anterioară. Dacă sunt discuții, vă rugăm. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. Da. Deci, trecem la primul proiect de hotărâre. Deci, să punem la vot ordinea de zi și suplimentarea. Cine este pentru? Avem fiecare în față. Primul proiect. Proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului local de venit cu cheltuieli al Unității Administrative Teritoriale al orașului Moldova. Inițiator Economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, așa cum am desumat, da, bună ziua, în primul rând, și bine ați venit la ședința lunară ordinară. La rectificarea de buget avem trei modificări. Prima modificare este legată de redistribuirea unei sume pe care o aveam disponibilă la contul de achitare de credit către bugetul de salarii, întrucât pentru luna trecută nu am avut suficienți bani pentru salarii și din acești bani vom plăti obligațiile la stat. Dacă nu plătim obligațiile aferente salariului la stat, luna viitoare nu mai primim cote defalcate. Respectiv, trebuie cumva să ne descurcăm. E o situație foarte delicată. Al doilea punct vizează propunerea pe care am făcut-o către dumneavoastră, am stat ieri în ședința pe comisii. Ne propunem ca cei aproximativ 50 de copii de la grădinița Coral Prelungit, care urmează cursurile și stau acolo de dimineață de la 7 până seara la 5, să primească, să le susținem noi 50% din mâncare. Este un stimulent pentru ca părinții cu venituri mici să-și aducă copiii la grădiniță. Acolo mediul educațional și mediul, inclusiv această mâncare și toate celelalte, contribuie la dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Este vorba de 9 lei per copil pe zi și bugetul a fost prezentat. În al treilea rând, este vorba de acești 4.000 de lei pe care am propus pentru ziua vârstnicilor. Noi nu am reușit până acum să apreciem vârstnicii din localitatea noastră. Știți cum am fost cu banii. Nici acum nu sunt foarte roz, dar având în vedere că 4.000 de lei nu reprezintă o sumă, este suma maximală. Dacă o să vină mai puțin la întâlnirile pe care le vom organiza, atunci suma va fi, cheltuiala va fi mai mică, doar că noi am propus pentru cei 188 de 91 la Cireșoaia și 97 la Cerdax, Slănic, Moldova, să organizăm această întâlnire cu ei, să
încercăm să-i încurajăm așa să mai lupte cu viața și cu sănătatea. Majoritatea au probleme de sănătate. Cam asta este rectificarea de buget. Dacă mai sunt și alte probleme, scuțe dacă aveți, dacă nu, spun la vot. E o comisie. Avizul comisiilor. Favorabil. 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 Spune la vot cine este pentru. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Slănic Moldova. Inițiatorul comisiei Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Da, așa cum știți, în fiecare an școlar trebuie să delegăm primarul o persoană și Consiliul Local două persoane în Consiliul de Administrație. Eu am delegat deja o persoană, de fapt am confirmat persoana care mă reprezenta până acum. Este vorba de jurista noastră din angajata primăriei, Mihaela Scurtu. Eu vă rog să faceți propuneri și să vă delegați reprezentanții în Consiliul de Administrație al Școlii. Domnul Cătrințaș. Mai sunt și alte propuneri? Nu. Să punem la urmă, nu? Comisie. Avizul comisiei, nu? Favorabil. Să punem la vot. Cine este pentru? Pentru... Pe aceleași propuneri și n-au fost alte propuneri, se poate vota în bloc. Deci nu știu toate problemă. Dacă nu... Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de teren aferent modului construcție complex meșteșugăresc situat în Slănic Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 5, proprietarilor spațiilor construite pe teren în baza dreptului de preemțiune. Inițiatorul Cnel Baciu, primarul orașului. Am discutat detalii ieri în Consiliu. Este vorba de terenul... este vorba de terenul de sub clădirea cooperației Meșteșugărești, care a fost a cooperației Meșteșugărești, astăzi este împărțită de mai mulți proprietari. Această stabilire a cotei indivize, de fapt, pentru că această clădire în unele locuri are două niveluri, în altele locuri are trei niveluri, are și un demisol și anumite terenuri sunt exclusiv utilizate pentru scări de acces. S-a făcut conform legii această împărțire și dacă dumneavoastră veți fi de acord, din momentul acesta putem să reglementăm situația acolo, care de altfel, așa cum am vrut în comisie, nu a fost reglementată corect până astăzi. A apărut și un nou proprietar acolo și este important să le oferim posibilitatea să-și dezvolte afacerile dumneavoastră. Am văzut că în documentație apar și cum adică alți care au ocupat mai mult decât care urbanismul organele nu competente, că urbanismul nostru va face... Bun. Acum, noi după ce dumneavoastră aprobați această cotă indiviză, noi vom face cu ei contractele de concesiune pe suprafețele de teren rezultate din tabelul pe care dumneavoastră l-ați primit. De ce cineva are zero? Pentru că el ocupă un teren care a fost împroprietărit de către, acum 10 ani, de către Consiliul Local de atunci, prin repoziționarea unui garaj care era sus acolo pe platforma din față de la Palace, a fost împroprietărit sub această clădire. Respectiv, el este proprietar de drept. Terenul acela nu face parte din obiectul discuției noastre. Și dacă vă referiți la rezolvarea situației trecute, o să analizăm după caz. Pentru că firma care a avut etajul este în faliment de 4-5 ani de zile, respectiv nu ne-am înscris la masa credală sau alte situații care
Noi ne dorim ca măcar de astăzi să avem posibilitatea și noi, dar și ei. Pentru că și ei, dacă vor să construiască ceva și nu au reglementat terenul, respectiv, cum am vorbit ieri în Consiliul Local, era un contract de concesiune pe 512 metri pătrați, adică aproape tot terenul nostru din 656,92, nu? Și acum, la redistribuire, are 338,42. Adică am fi împovărat o pe cineva și am fi avantajat pe altcineva. De data asta, noi am propus o formulă corectă și sper ca dumneavoastră să fiți de acord și să facem de astăzi înainte lucrurile corect. Dar mai sunt și alte probleme? Dacă nu, avizul comisiilor. Spune la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. Sunt la punctul suplimentare. Hotărâre privind aprobarea demembrării terenului proprietate publică a orașului Slănic Moldova, situat pe strada Arieșului, număr cadastral 62-205 și înființării cărților funciare corespunzătoare. Da. Am mai avut abordări referitor la acest proiect. Este vorba de proiectul de regularizare a torenților, care este în faza de avizare. În faza de avizare, pe strada Arieșului, avem drumul care pleacă de acolo, de la postul de transformare, care trece pârâul Arieș și se duce către locuințele de peste pârâu. Acest drum a fost cadastrat, și drumul, și podul, și partea cealaltă de dincolo de apă, un singur număr cadastrat. Când am ajuns la Apele Române la aviz, Apele Române ne-au cerut ca podul, porțiunea de peste pârâu, să fie obiectul unui cadastru separat, pentru că, așa spun normele, podurile sunt cadastrate separat, având în vedere legea Apelor Române. Și atunci, dintr-un singur cadastru pe strada Arieșului, care trecea în capătul străzii, rezultă trei cadastri. Unul dincolo de apă, unul podul și unul dincoace de apă. Respectiv, e aceeași suprafață, nu? Dar fără hotărâre de Consiliul Local, OCPI-ul nu ne aprobă dezmembrarea acestui număr cadastral. Aveți planșele? Am discutat și ieri. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Spune la cine este pentru. Mulțumesc. Punctul 2. Hotărârea privind alocarea sumei de 4.000 de lei de la bugetul local unității administrative teritoriale orașului Moldova al anului 2019 pentru a organiza sărbătoarea Zilei Internaționale a Vârstnicului. Da, am spus la primul punct la buget că susțin acest proiect ca o echitate cumva și o formă de respect pentru vârstnicii noștri. Eu vă rog să nu este o sumă foarte mare, este vorba de 20 de lei de persoană. Adică cu 20 de lei putem să oferim ceva pentru oamenii ăștia și s-au angajat inclusiv cei de la Casa de Cultură cu niște tineri să țină un program pro bono. Și nu e o cheltuială așa de mare pentru un vârstnic să acordăm 20 de lei pentru a-i acorda un respect. Da, mulțumim prima. Avizul comisiilor. Favorabil. Spune la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Și punctul diverse. Da, așa cum am vorbit și ieri în comisii, la diverse v-aș supune atenției două aspecte. Primul aspect este legat de societatea Util Press, SRL, care este fără activitate de 3 luni de zile. Ea are niște active, tractorul, lama și alte utilaje care au fost practic închiriate la serviciul nostru de salubritate. Ele au fost achiziționate pentru a deservi salubritatea din Slănic Moldova, îmbunătăți colectarea selectivă și alte, cum ar fi dezăpezirea, nu? ANRSC-ul nu ne-ar fi dat autorizație, licență pentru dezăpezire, dacă nu am fi avut utilaje în sensul acesta. Ele, la momentul acela, au fost transferate de la Util Press la serviciul nostru de salubritate pe baza unui contract de închiriere. Acest contract de închiriere lunar înseamnă o factură de
cât de la serviciu de, de la utilpres, cât de serviciu de salubritate. Și adunarea generală, constatând că s-a redus activitatea la nivelul acesta, ne-a propus două variante de lucru. O variantă în care să păstrăm Consiliul de Administrație și activitatea doar la nivelul acesta. A doua variantă, să suspendăm temporar activitatea. Noi am discutat ieri în comisii ambele variante și vă rog să vă pronunțați, întrucât fiecare variantă are și avantaje și dezavantaje. Închiderea, lichidarea societății nu cred că este bună, ar fi bine să o închidem, pentru că ea nu are costuri foarte mari de a fi menținută în viață și dacă anul viitor sau în anii ceilalți reușim să generăm niște resurse prin care să refacem acel, cum au fost echipele de la IGO, de la gospodărire comunală, în care putem să facem niște lucrări în localitate sau poate chiar administrarea unor obiective, cum ar fi, nu știu, când o să punem în funcție bazinul de not sau am discutat ieri despre pârtia deschisă sau alte obiective, atunci e bine să avem această societate și să o putem pune la treabă. La momentul acesta, lucrurile din punctul meu de vedere au fost explicate ieri. Eu avem doi membri în adunarea generală, reprezentanții dumneavoastră, și sper ca propunerea dumneavoastră să aibă în vedere toate aspectele și să încercăm să obținem un mandat astăzi pe care să-l ducem la Consiliul de Administrație. Dacă aveți propuneri, ele vor fi consemnate în procesul verbal. Nu am pus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în acest sens, pentru că vreau să am părerea dumneavoastră. Copii. Situația este delicată în care a ajuns societatea. Trebuie să găsim o soluție, părerea personalului, ca ea să funcționeze în continuare. Trebuie să vedem ce mai au din casat, deci ce mai avem la venituri, teoretic. Și ce cheltuieli sunt acum? Eu bănuiesc să au niște prețuri atunci când aceste utilaje au fost închiriate, la care să țină cont și de personal, și de combustibil, și de reparație, și așa mai departe. Mă gândesc că găsim o formulă ca această chirie să fie menținută, dar numai la valoarea amortizării mijloacelor fixe, iar celălalt de cheltuieli să fie suportat de chiria. Și vorba de motorii în ETC. Referitor la Consiliul de Administrație, să vedem ce mai fac. Au niște indemnizații pentru lucru de 100%. Dar acum se reduce, să încercăm să negociem cu dumneavoastră, să reducă indemnizațiile la un nivel la care să suporte și ei și noi cheltuiala. Să fie echitabil. Am înțeles. N-am făcut precizarea. Societatea Util Press nu are nicio datorie nici la stat, nici la angajați. Respectiv, la momentul acesta sunt nu sunt pe pierdere. Și aici, în acest punct de vedere, spune că veniturile existente la momentul acesta sunt suficiente pentru a asigura în continuare activitatea. Vă întrerup un pic. Indiferent ce se întâmplă, dacă nu va fi închisă, el la 3 luni de zile trebuie să depună bilanț. Bilanț zero. Dar trebuie să-l depună la ANAF. E obligatoriu. Bun. El nu o să fie zero niciodată. Nu o să fie zero. Avem creanțe de încasat. Și contul trebuie rămas deschis. Și tot timpul trebuie luat un extras de cont și pus la bilanțul, la balanța semestrială și anuală. La bilanțul semestrial și anual. Și la balanță. Dar eu aș vrea să tragem o concluzie. În sensul în care dumneavoastră să votați, dacă sunteți de acord, să menținem activitatea pe propunerea domnului Mocanu și să noi să negociem cu Consiliul de Administrație să-și reducă indemnizațiile și acolo să trebuiască să rămână un director part-time cu 2 ore disproporționat ca să poată așa. Și a doua variantă, să suspendăm activitatea societății, ceea ce ar aduce niște
de am discutat. Deci ar fi două aspecte. Chiar dacă o suspendăm în ianuarie, Consiliul de Administrație trebuie să întâlnească ca să aprobe bugetul și bilanțul pe anul precedent și execuția bugetară pe anul viitor, respectiv. Nu știu dacă un Consiliu de Administrație ar fi de acord să nu primească lună de lună bani și să se întâlnească în ianuarie ca să rezolve problema asta. Și atunci, eu îi propun domnului președinte să supună la vot cele două propuneri. O propunere de a rămâne cu motoarele la relantii și cu costuri mai mici. Și eu, împreună cu cei doi membri de la Adunarea Națională, ne vom duce la Consiliul de Administrație să negociem acest lucru. Și după ce am negociat, la ședința următoare, noi o să vă cerem acordul pentru formula negociată. Și a doua variantă, să o suspendăm cu repercursiunile și cu riscurile. Pentru că dacă se retrag membrii din Consiliul de Administrație, atunci noi trebuie să începem un nou proces. Știți foarte bine că avem și la o societate și la cealaltă același Consiliul de Administrație și s-ar putea să ne încurce puțin în parcursul nostru. Da? Să punem la vot cele două variante care a spus domnul primar. Una variantă cu reducerea bugetății și reducerea reducerea costurilor, cu echitate în sensul de a păstra toată activitatea și a recupera și creanțele. Pentru că, așa cum s-a spus ieri, când o să vină Curtea de Conturi în control, spun de ce n-am recuperat creanțele respective. Și asta este o problemă. Da. Deci, ținem și avizul comisiei. Nu, doar un acord. Un acord de constituire a echipei care să discute. Adică echipa este cei doi membri reprezentanți ai dumneavoastră în adunarea generală și eu ca și o persoană care cunosc foarte bine problemele. Deci să pun la vot. Cine este pentru? Prima variantă. Cine este pentru? Propunerea domnului Mocanu. Al doilea punct la diversă este legat de pârtia de schi. Pentru dumneavoastră am vorbit ieri, dar este important să știe și cetățenii noștri. Pârtia de schi și-a încheiat perioada de monitorizare de la programul operațional regional care a finanțat acest obiectiv. Toate clădirile și telescaunul și stâlp și instalațiile sunt proprietatea Consiliului Județean. Terenul este proprietatea Primăriei Stănic Moldova. Respectiv, noi acum suntem în discuții cu Consiliul Județean și vă vom propune la o ședință următoare acordarea terenului, doar terenului necesar funcționării telescaunului, către Consiliul Județean. La momentul acesta avem o cerere de la Direcția de Promovare a Turismului și Salvamont pentru acordarea terenului aferent funcționării pârtiei de schi, dar întrucât proprietarul mijlocului fix este Consiliul Județean, noi am solicitat ca această cerere să fie făcută de Consiliul Județean. Și, bineînțeles, mai avem de identificat terenurile care nu sunt necesare funcționării telescaunului și care ar fi de interes ca să revină la noi, pentru că, odată încheiat acest proiect de monitorizarea proiectului de la Agenția Regională de la ADN Nord-Est, noi putem să ne exprimăm autoritatea. Și un exemplu este parcarea de jos și calea de acces de la pod până la pârtie. Dar mai avem și alte terenuri. Și în acest sens vreau să vă informez, în primul rând, și să știți că ne dorim ca managementul pârtiei să fie în continuare făcut de către Consiliul Județean, dar în condițiile în care reglementăm și partea cu terenul. Este doar o informare, nu este nevoie de un acord. Doar o informare. Dacă sunt alte propuneri... Da, domnule. Am și eu două puncte de zis. Domnul primar, s-a asfaltat pe strada asta florilor de la Busuioc, care urcă sus, s-a pus la fanelul jotară. Și mai sunt patru familii sus, care nu s-a curbat la sfârșit loc. Pe florilor? Da. De la Busuioc, care urcă pe la rotarul ăla de-al.
Am înțeles. Și a venit pe azi să-mi ia, să vă zic în ședință, deci unde a spus și lor acolo. Sunt patru familii care nu s-au văzut la stradă. Bun, o să verific acest lucru. Ce este să de reținut? Noi am avut un referat pentru toate străzile, dar bugetul pe care trebuia să-l acordăm pentru toate străzile, pentru palastare, a fost foarte mare. Și atunci am propus să comisia de care a făcut referatul să se ducă înapoi și să mai identifice unde drumul este cât de cât bun și să reface numai acolo unde este. Dar în orice caz, dacă este o problemă de acces sau de mocină ce este acolo, o să o rezolvăm. Da, găsim strada Florilor, mi-am notat busuioc. Da? La busuioc acolo. Bine. Și al doilea punct, ce facem cu gazele? În ședința trecută a zis că de luni îl sunați pe domnul Cotescu, ne anunțați că vine proiectantul, n-a venit nimeni. A venit persoana care să ne facă această documentație. Deocamdată suntem în situația că nu se finanțează decât aducțiuni de gaze, nu extinderi de gaze. Adică guvernul a aprobat doar să se ducă gaze acolo unde nu sunt. Dar noi nu abandonăm asta. Pentru că trebuie să parcurgem etapa cu Del Gas Grid, să-i notificăm, să facă ei investiția și dumnealor cel mai probabil să ne dea răspunsul că nu se justifică din punct de vedere investițional extinderea pe zonele astea. Nu înseamnă că am abandonat ideea, dar persoana care se ocupă de treaba asta urmează să vină și vom acționa foarte repede. Nu știu dacă ați fost la Paris să vedeți toate sectoarele pe care noi le-am propus. Ar fi de interes ca acum când se termină ședința, că încă mai avem la treabă colegii noștri, să vă duceți să identificați zonele unde dumneavoastră vreți să extindem, pentru că ele sunt deja trasate în GIS și le veți putea vedea, ca nu cumva să scăpăm vreo zonă. Noi zicem că am propus toate zonele care nu au gaze la momentul acesta, dar au măcar o locuință pe strada respectivă. Și asta fac eu, pe strada. Bun. Vă rog să verificați asta și asta cu gazele este, o notez, dar este o problemă care e în atenția noastră. S-a postat pe spațiu public de primăria Sălin Moldova la recomandarea DSP Bacău, apă potabilă încălzită în centrala fiecare gospodării de pe Valea Sălin, ar trebui să depășească o temperatură de 62 de grade, fără nicio explicație. Și așa, un pic de... Bun. Haideți să vă spun de ce nu s-au dat explicații, pentru că noi așa am primit de la DSP recomandarea. Nu ne-a spus de ce. DSP-ul, după cum știți, periodic, prelevează niște probe de apă, în afară de alea pe care suntem noi obligați să le facem, de la diferite societăți comerciale, în principal de la acele societăți care au sursă de apă proprie. La una din societăți care au sursă de apă proprie, au identificat o problemă. Și până când asta s-a întâmplat alaltăieri. Da. Când au venit DSP-ul, au luat probe din nou, până ies analizele astea, preventiv, ne-au recomandat acest lucru. Chiar așa scrie în adresă. Luați următoarele măsuri. Și spune la centralele termice și noi am pus fără când, în primul rând, când nu suntem noi autoritatea care să stabilim aceste măsuri. Da, da, da. Și vedeam ca autoritate nu avem probleme pe conducta principală, pe rețeaua noastră de distribuție, nu pe conducta principală, pe toată rețeaua. Ce este important că acest bacil, această bacterie, nu este analizată la analizele periodice pe care noi și DSP-ul le face. Mă gândeam că o fi cumva pe vreun bypass la vreo societate. Posibil, posibil. Dar la momentul acesta eu nu mă pronunț pentru că nu știu, adică nu am rezultatul final, dar populația nu trebuie să fie alarmată. 62 de grade este temperatura la care aceea bacterie este s-ar trebui să-i sperie. Da, uitați, o măsură pe care urmează să o luăm. Toți cei care au sursă de apă proprie o să trebuiască să-și instaleze un clapet de sens. În așa fel încât
să nu poată, într-o eventualitate acum în care noi închidem o primă apa accidentată, da? Atunci am putea să primim în rețeaua noastră un asemenea, o asemenea bacterie, ceea ce nu este corect. Și atunci trebuie să luăm niște măsuri de protecție și înainte de contorii noștri, vom instala asemenea supape de sens, bineînțeles pe cheltuiala lor, pentru că face parte dintr-o măsură asiguratorie a celui care are sursă de apă proprie. Da, pe calea asta îi atenționez pe toți cei care au surse de apă proprii să aibă grijă, pentru că mai ales cei care deservesc populație turiști, care deservesc turiști, este foarte, foarte grav și își asumă responsabilități mari. Nu ne jucăm cu treaba asta. Apa nu are voie să stea depozitată mai mult de 24 de ore. Pentru că acolo ea lucrează, se produc niște germe, niște... Da. Bun. Vă rog. Ce-a spus de că poate nu face parte din ceea ce s-a discutat în ședință. Domnul primar, ați avut niște turiști care au reclamat despre taxa de stațiune, cărora le-ați spus că eu am propus taxa de stațiune, că eu nu mă mai satur de bani și că eu sunt vinovat de toată această chestiune. Mai mult de atât, le-a spus că jegurile de la Eurovacanța dă mâncare de pui ca să aibă meniul ieftin. Am 5 hârtii semnate cu declarațiile oamenilor. Eu nu v-am șignit, tocmai au fost surprinși că eu am vorbit frumos, că puteam să răspund cu aceeași monedă, dar acum, dacă tot ați zis că am propus o taxă de stațiune, vreau ca să intre în atenția Consiliului Local, poate la o ședință viitoare, ca pensionarii, elevii și studenții, și sportivii și handicapații să nu plătească așa cum nu s-a plătit niciodată în stațiune, taxa de stațiune, dacă doriți totuși să o puneți 50 de bani pe zi. Pentru că oamenii au venit și v-au explicat că el a venit cu 150 de lei de la Focșani, cu 15 lei mai precis, până la Slănic, și a plătit de aici 48 de lei taxa de stațiune. Mai mult de atât, conform legilor contabilității, nu am niciun drept și nici nu am nicio dorință ca să plătim noi, ca societate comercială, taxa de înfrumusețare și izvoare, care este pentru turiști. Dumneavoastră, când ați propus acest lucru, ați propus-o pentru turiști. Și aș vrea să vă rog că, în principal, când un primar este, știu eu, abordat de turiști, ar fi normal să vorbiți atât de urât despre persoanele de la societatea respectivă sau să-i îndrumați să facă cereri la OPC București. Știți foarte bine că ați mințit când ați spus că eu n-am plătit gazele. Gazele a fost un incident al Telecomului, că a fost oprit pe tot județul, pentru că ei și-au schimbat furnizorul, au plătit factura la E.ON și au plătit-o după aia la ENCI. Dar regularizarea, cineva probabil a scăpat din vedere și a tăiat gaz la toată lumea. Ați influențat turiștii împotriva mea, bineînțeles că nu suntem încă în comuna primitivă să ne luăm la bătaie, dar le-am explicat, le-am arătat mail-urile și convorbirile și mesajele de pe telefoane cu Telecom, cu tot absolut. Am plătit în plus o nouă, cum să zice, revizie. Dar oricum trebuia să facem revizie și asta nu e o problemă. Aș ruga să... Un primar așa trebuie să zice, domnule, stați că îl chem în face și vă nu să dumneavoastră să le dați indicații și să vorbesc foarte, foarte, foarte urât la adresa mea și a societății. Dacă continuați așa, eu deocamdată am strâns aceste hârtii, mai sunt încă de strâns și probabil că dacă mergem pe stilul ăsta, când v-am rugat să știți că strada Ion Creangă este în orașul Slănic și se plombat și acolo a zis că nu vorbiți cu mine decât pro TV-ul, eu vă spun că acest aspect sau această modalitate a noastră de a pune problema nu face cinste dumneavoastră ca om și ca primar. Vreau să știți, să știe toți colegii, inclusiv peneliștii pe care i-ați convocat repede că Munteanu a adus pro TV-ul. Eu n-am adus și pro TV. Inspector Pro l-a rugat pe domnul Nicu Rădulescu, președintele Organizației Patronatului Balnear din România. Dacă are pe cineva să-i conducă în stațiune, eu n-am făcut decât i-am condus în stațiune, iar în cele ce am spus, anume n-am apăsat pe nimeni.
N-am spus nici primar, nici OAT, nici... Ba din contra am spus despre dascălul, dar a fost tăiat, că am văzut și eu după aia hârtia. Deci eu n-am nicio vină. Cum, bineînțeles, când eram în vacanță, am văzut că inspector Prost s-a dus la Transfăgărășan. După aia, acum când am fost la Congresul Balneologilor din România la Galaxie, erau la Litoral. Mai înainte au fost la Herculane. Acum urmează să ducă la Vatra Domnului. Deci eu nu am nicio chestie ca să influențați oamenii de pe vale și pe legea noastră. Eu cred că am înțeles, domnul Munteanu. Știu, dar dați-mi voi să-mi termin cuvântul, nu să vă resimt prea mult. Vreți să umpleți nu, vreau să știți că nu așa se procedează. Și vă mai zic un lucru. Cum vedeți dumneavoastră că de când ați venit primar, aveți treabă cu impostul de la Vila Ioana? Dacă eu v-am rugat de la prima discuție, scrieți la Anevar că nu e în regulă și ei vă vor da. Dumneavoastră, inclusiv, când a fost ședința cu cei de la Protecția Copilului, m-a dat exemplu negativ pe mine că plătesc impozit puțin ca un apartament. Dar n-aveți dreptul să... Jumătate cât un apartament. Nu, un sfert, dacă vreți. Dar dacă nu știți, nu sunteți documentat, nu cunoașteți ce înseamnă evaluare și mai mult de atâta am demonstrat că am făcut cu doi evaluatori. Deci, unul și pe altul, nici nu l-am cunoscut pe ultimul, că pe domnul Cristian știam din târg, dar formulele nu le face după numele lui Munteanu sau lui Baciu. De ce n-ați scris la Anevar? Șerban a scris la Anevar și a primit răspunsul. Este în regulă. Așa că și dumneavoastră aveați acel răspuns și nu mă faceți de râs prin toată valea când vă duceți că Munteanu nu știu ce, că de aia n-aveți bani. Vreau să știe toată populația Stănicului că guvernul României va astupa gaura lăsată de Șerban, iar dumneavoastră, care v-am chemat la Târgu Ocna, la domnul Tudor, să luați cele două proiecte pentru localitate, cu rezolvarea torenților și cu, cu apa și, cum se zice, canalizarea, nu știu ce ați făcut mai departe. Poate ne informați și pe noi cum stăm cu aceste două proiecte care personal m-am ocupat și eu să veniți, să luați legătura cu ei și să facem ceva. În condițiile în care nu mai avea datorie primăria Slănic ca să nu poată primi aceste proiecte. Și vreau să vă, conform legislației, să prezentați atât Consiliul Local, cât și mie personal, o să vă las și hârtii scrise, cheltuielile care se fac la OAT din banii publici, că sunteți obligat conform legii. Și ultima chestiune, că nu vreau să țin pe colegi, vreau să, să fie o analiză, să fie un raport făcut de cineva, din primării, cine se ocupă, cu taxa de stațiune. Cine plătește taxa de stațiune și cât a predat anul acesta, fiecare unitate în parte. Că atunci vom discuta și mai concret. Da. Bun. Vă răspund foarte pe scurt. Nu trebuie să răspundeți, că răspunsul a fost clar. Aș vrea să faceți un efort să, să opriți aceste minciuni pe care le lansați. Care minciuni? La, doar la ședințele la care participați. O să iau cu ultimul punct. Eu nu v-am întrerupt, așa că vă rog să nu mă întrerupeți. Nu, dar să-mi spuneți de ce sunt mincinos. Ca să vedem cine e mai mincinos. Deci, în primul rând, toate bugetele de venituri și cheltuieli trec pe aici prin Consiliul Local. Faptul că dumneavoastră nu participați la aceste ședințe decât când aveți de transmis ceva la televizor, atunci nu sunt eu vinovat. Dumneavoastră sunteți obligat conform legii să puneți pe site toate cheltuielile OAT-ului. Nu sunt. Sunt puse numai pe anul 2000. Încă o dată. Încă o dată, vă rog, dacă mă întrebeți, mă ridic și plec. Să fie foarte clar. Asta pentru că nu este. Modul. Strada Ion Creangă are un singur obiectiv turistic, Vila Ioana, care plătește 415 lei impozit pe an și care Vila Ioana are numai LED-urile pe care le-am schimbat noi ca să fie lumină pe acolo și asta nu se spune că noi... Nu dumneavoastră. Deci domnul Munteanu. E iluminatul public. Bun. Păi, când e vorba să fac ceva, spuneți că eu, când e vorba că am făcut ceva, facem cineva, spus, eu sunt primar de Munteanu. Și când s-au pus becule, am fost primar, sunt primar și acum când mă acuzați dumneavoastră, da? Problema este că lipsa dumneavoastră de respect față de această localitate, care față, nu față de mine, lipsa de respect care pentru localitatea asta și faptul că mă duceți la Anevar, am fost la Anevar. Dar Anevarul, corp la corp, nu scoate ochii, domnul Munteanu. Dar eu vă spun că asta este o problemă de moralitate. Pentru că dumneavoastră
Nu puteți să evaluați o clădire cu 14 camere, 14 băi are acolo, cu 48.000 de lei, atâta costă ea. Nu eu, da? Nu sunt de meserie, evaluatorul. Bun. O să, noi o să clarificăm aceste probleme, pentru că o să avem alte, noi avem alte pârghii și o să le folosim. Și vă asigur că nu avem alte pârghii să rezolvăm aceste probleme legale. Până atunci de ce? Da? Bun. Al doilea aspect. Dacă cetățeanul vine și îmi reclamă mie că iese arcul din Saltea la Eurovacanța, că mănâncă numai pui, că face numai... Nu e adevărat. Noi avem 16 meniuri pentru 16 zile când stă turistul la noi și vi le pot prezenta. Și le-am prezentat și la oameni. Încă o dată, dacă nu mă lăsați să vorbesc, eu mă ridic și pe masă. Plecați că așa obișnuiți. Deci, dumneavoastră ați spus că îi dau pui ca să fie meniul. Deci, eu nu v-am întrerupt un sfert de oră cât ați umplut televizorul.